Chișinăul solicită Interpolului să-i anunțe în căutare internațională pe controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon și fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție Gheorghe Kafkaliuk. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de șeful Biroului Național Central Interpol din Republica Moldova, Viorel Țentiu. Biroul Național Central Interpol Republica Moldova a solicitat să fie anunțat în căutare internațională pentru arest și extradare Vyacheslav Platon, iar pentru localizare Gheorghe Kafkaliuk. Solicitările s-au transmis la Lyon. Urmează să fim informați cum se va proceda mai departe, care va fi poziția dânșilor. Vyacheslav Platon a părăsit Republica Moldova în 18 iulie. Avocatul său Ion Crețu spunea atunci că Platon a plecat pentru a-și rezolva unele probleme personale și se va întoarce în 10 zile. Platon a fost văzut ultima dată la începutul lunii august la Londra. El a confirmat că este în Marea Britanie printr-un mesaj pe o rețea de socializare. În 12 august, judecătoria Buiucani a emis un mandat de arestare pentru 13 zile pe numele omului de afaceri. Decizia a fost luată după ce Platon nu s-a prezentat la ședința de judecată, unde urma să se examineze dosarul în care este învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și coruperea a doi gardieni ai detașamentului cu destinație specială Pantera. Gheorghe Kafkaliuk a plecat din țară în iulie și a fost văzut ulterior tot la Londra. La începutul lunii august, el spunea că a fost în concediu și a revenit la locul de muncă în cadrul unei companii internaționale, motiv pentru care nu revine în țară. Fostul șef adjunct al IGP este vizat în dosarul Verde de Briliant, după ce în aprilie mai mulți membri ai partidului lui Kafkaliuk l-au stropit cu Verde de Briliant pe vicepreședintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru. Victima a ajuns la spital cu arsuri la ambii ochi, iar fostul șef adjunct al IGP a lăudat acțiunea și a spus că gestul e motivat de faptul că Tutunaru s-a vaccinat împotriva COVID-19 înaintea medicilor. El a fost citat la procuratură, dar nu s-a prezentat.